Încep știrile Canal D. Bună seara, doamnelor și domnilor! O banală investigație la care sunt supuși mii de români doar într-o zi i-a dus moartea unei femei din Târgoviște, abia diagnosticate cu o formă ușoară de cancer la sân. Deși protocolul înaintea tomografiei computerizate e strict, pacienta ar fi fost răpusă de substanța de contrast, obligatorie la analiza imagistică. În stare de șoc, fiul femeii are de gând să dea în judecată clinica. Avocatul unității declară însă că toată responsabilitatea cade în sarcina medicului curant care i-a recomandat pacientei un CT. Pacienta avea 51 de ani și se programase la această clinică privată pentru o investigație cu aparatul tomograf, o metodă de diagnostic neinvazivă și cu riscuri reduse, potrivit protocolului medical. Numai că femeia n-a mai apucat să fie supusă examinării cu raze X. În timpul procedurii se pare că i s-ar fi făcut rău, iar cei de aici au sunat de urgență la 112. Zeci de minute au încercat medicii de pe ambulanță să o resusciteze, însă a fost prea târziu. La sosire a fost găsit un pacient de sex feminin, 51 de ani, aflat în stop cardiorespirator, cu manevre de resuscitare inițiate de personalul unității sanitare. Aparent inexplicabil, pacienta care intrase pe picioare în clinică a murit în chinuri, la nicio oră după ce a înghițit substanța de contrast, cel mai adesea una pe bază de iod, care relevă în urma investigației zonele cu probleme din corp. Fiul a însoțit-o până la ușa doctorului, neștiind că avea să fie ultima oară când își vede mama în viață. Ea era deja pe scaun, bea o substanță dintr-o sticlă de apă plată normală, era dizolvată acolo substanța și avea și un pahar de plastic. I-a spus că trebuie să bea în interval de 40 de minute, s-au aprins becurile de radiații ca și cum a început procedura, după care nu a durat 2 minute că doamna s-a întors înapoi, doamna doctor sau asistentă, și m-a explicat odată, probabil deja se simțea rău și nu a înțeles ce trebuie să facă. Și a treia oară când a intrat mama, am văzut prin crăpătura ușii, era un fund, tușa foarte, foarte tare. Și n-a durat două secunde după ce a intrat doamna doctorul să asistente și a ieșit repede și a spus sunați la ambulanță că este rău. Pacienta descoperise luna trecută că are cancer și urmase două ședințe de chimioterapie, dar se simțea bine, spune fiul. Tot el mărturisește că reprezentanții clinicii s-ar fi grăbit să o examineze, iar după tragedie să îngroape eventualele probe care ar putea să-i incrimineze. Deci se știa de la un singur medicament alergică, la altele trebuia să o testeze, că n-avea de unde să știe, pur și simplu. Era prima dată când făcea tomograf. A fost ceva dubios și la doamna manager a clinicii, pentru că m-a întrebat dacă vrea să-i facem autopsie. Zicea că e alergică numai la piafen. Dar cine știe ce a fost în substanța aia și s-a terminat. Era o femeie singură care își creștea cei doi copii cu multă dăruire. Unul din copii era terminase facultatea, cealaltă fetiță era clasa 10-a. Gospodină, muncitoare, dar în această iarnă a fost depistată cu o tumoră. În replică, avocatul clinicii susține că întreg controlul s-a desfășurat ca la carte. A prezentat în clinica noastră un bilet de trimitere de la un medic specialist în vederea efectuării unui computer tomograf, o investigație care avea prescripție de efectuare cu substanță de contrast. S-a luat un consimțământ al pacientei respective, a declarat substanțele la care se știe sau nu se știe alergică, a semnat și a asumat acest consimțământ în urma căruia s-a și efectuat investigația. Înaintea unei investigații cu aparatul tomograf, procedura e standard. Pacientul trebuie să aibă asupra lui mai multe acte care să ateste că analiza i-a fost recomandată și că n-are alergii. În plus, cadrele medicale trebuie să-l supravegheze îndeaproape vreme de 30-40 de minute, cât durează întreg controlul. Administrarea substanței de contrast trebuie să fie făcută doar dacă știm că pacientul nu este alergic la substanța de contrast și dacă funcția renală a pacientului este bună. Pentru funcția renală avem dozarea creatininei și urei. Este o analiză obișnuită de sânge, obligatorie înainte unui examen cu substanță de contrast. Bizar e că în urma autopsiei, legiștii n-au descoperit mare lucru și au consemnat în raport cauza morții necunoscută. Familia pacientei care s-a stins are de gând să dea în judecată clinica privată. Deocamdată, polițiștii au deschis o anchetă și cercetează împrejurările tragediei.
Incident șocant la Vama Veche. O fetiță de 10 ani aflată pe o saltea gonflabilă a fost purtată de curenții puternici până în apele teritoriale ale vecinilor bulgari. Colega mea, Raluca Sevastru, a discutat cu salvatorii și ne spune cum s-a încheiat această situație gravă. Bună seara, Raluca, te ascultăm. Bună seara și bun găsit tuturor! Incidentul a avut loc în Vama Veche. Pentru că valurile erau aproape inexistente, turiștii au crezut că marea nu le va da mari bătăi de cap. Dar s-au înșelat. O copilă de 10 ani care se relaxa pe o saltea gonflabilă s-a îndepărtat de mal și de unchiul ei. Acesta a intrat în mare să o salveze, dar copila a fost purtată de vânt la o distanță foarte mare, a ajuns până în apele teritoriale bulgărești. Din fericire, în apropiere se afla un salvamar care a reușit să ajungă la fată cu un skinjet și a adus-o înapoi la mal în siguranță. Unchiul fetei a revenit singur pe țărm, deși speriați, cei doi nu au fost răniți și au refuzat să meargă la spital. Salvamarii atrag atenția că marea este înșelătoare și lipsa valurilor nu înseamnă că pericolul a dispărut. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! De 8 zile, o mamă și un tată din Vaslui trec prin clipe de groază. Fiul lor a dispărut în Marea Neagră, iar trupul său e de negăsit. Scafandrii îl caută acum în dreptul a 3 stațiuni, dar curenții puternici îngreunează misiunea. Părinții lui Lucian se agață cu ultimele puteri de speranța că fiul lor mai este în viață. Vă avertizez, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Sper că el totuși trăiește. Că așa am puterea asta, am încredere în copilul meu că a reușit să salveze singur din apele alea mari de acolo, care a fost cum a fost atunci peste 2 metri. La 380 de kilometri distanță de locul în care a dispărut fiul lor, părinții lui Lucian așteaptă cu disperare vești. Noi sperăm și nu încetăm să sperăm, să credem în Dumnezeu și în Maicuța Sfântă să ne aducă băiatul sănătos acasă, să fie viu, să fie în viață. Doar am înțeles că sunt scafandrii care caută de la ISU. Și mai mult așteptăm vești, dar sper să fie vești bune. Nu se întâmplă poate, dar cu prietenul lui el s-a dus să-l scoată și s-a ajuns la... Student la agronomie în Iași, tânărul mergea de 3 ani pe litoral la muncă. Părinții lui ar fi vrut să rămână vara aceasta acasă, în Vaslui, dar n-au reușit să-l convingă. Îi plăcea foarte mult să nuate, nuata foarte bine, dar prietenul lui nu știa să nuate. Și el când a văzut că i s-a făcut rău la urel și l-a luat valul, l-a intrat după dânsul și l-a căutat timp de o oră. Timp de o oră căutat până când a dispărut, a venit un val, mi-a povestit șeful lui și l-a spart în cap valul ăla. Și atunci au dispărut, deși nu mai văd. Acestea sunt ultimele imagini cu fiul lor. Băiatul a intrat în apă marți seara, când pe plajă nu mai erau salvamari. În imagini se vede faptul că valurile erau periculoase. El și un alt coleg au fost înghițiți de marea învolburată. Aurel a fost găsit vineri lângă Stabilopozi, însă Lucian a dispărut fără urmă. Este 8-a zi de căutări, am tot încercat ca să-l găsim. Chiar și ieri am avut mai amplu, am căutat până în Taliani, am căutat peste tot, în toate gropile care le știam. Băieții de la scafandri încă mai caută, nu știm, normal trebuia să iasă afară, dar nu a ieșit. Săptămâna trecută, la căutării au fost folosite mai multe embarcațiuni și un elicopter. Abia acum, când marea s-a mai liniștit, au intrat în acțiune și scafandrii. La Tuzla Olimp și aici în Costinești, căutările sunt realizate de 3 echipe de scafandri care cercetează fundul mării în zone diferite. Căutările au loc în special în zona digurilor, acolo unde curenții sunt cei mai puternici. Acești curenți imprevizibili pot pune în dificultate inclusiv în notătorii experimentați, spun salvamarii și scafandrii. Un coleg de-al lor a murit sezonul acesta încercând să salveze o viață. Deci au fost cazuri când au ieșit la șabla în Bulgaria, vă dați seama, deci... Din cauza curenților foarte puternici. Există posibilitatea să nu-l găsim deloc, există posibilitatea să-l găsim în diguri sau să fie adus la mal. De la începutul anului, pompierii militari au avut 55 de misiuni de căutare-salvare pe mare. Sezonul acesta, 12 persoane și-au pierdut viața. Salvamarii spun că unele misiuni ar putea avea un final fericit dacă s-ar investi în dotări. Ne-ar trebui o embarcațiune, un mijloc de transport mai profesional, nu neapărat o
În moment de față avem un caiac, spre exemplu. În Olimp, de pildă, un skijet ar fi aur curat pentru salvatori. Detalii șocante au ieșit la iveală în cazul accidentului din Bihor, unde o tânără, mama a doi copii, a murit. Se pare că totul ar fi fost provocat intenționat de iubitul femeii. Ce spun anchetatorii știe colega mea, Andrada Rește. Bună seara, Andrada, te ascultăm, ești în direct. Bun găsit. Oamenii legii spun că în noaptea tragediei, bărbatul în vârstă de 48 de ani ar fi avut o ceartă aprinsă cu femeia. Tânăra de 25 de ani i-ar fi spus că vrea să se despartă de el. Orbit de furie, acesta ar fi intrat într-un tir. În mașină se mai afla și copilul femeii în vârstă de doar 2 ani, iar în urma accidentului, tânăra a murit în timp ce copilul și bărbatul au ajuns în stare gravă la spital. Tragedia s-a produs în urmă cu o lună, iar bărbatul a urcat la volan, deși avea permisul anulat. De altfel, acesta a făcut și închisoare pentru alte infracțiuni rutiere. Acum, procurorii fac cercetări pentru omor în acest caz. Deocamdată, acestea au fost informațiile. La revedere! Zvonul că a murit a pus o țară întreagă pe jar. Vorbim despre Florin Salam, care tocmai ce a fost externat din spital spre bucuria fanilor. Cum se simte manelistul, ne spune colega noastră Adina Iliescu. Bună seara, Adina, te ascultăm. Bună seara, Cristian, bun găsit tuturor. Florin Salam este bine. Soția lui a confirmat pentru presa mondenă faptul că artistul a ajuns acasă alături de familie după ce mai multe zile a stat internat la spital. Interpretul de manele a suferit o formă severă a infecției COVID-19 și a fost atent monitorizat de cadrele medicale. Fapt ce a condus la propagarea mai multor informații eronate cu privire la starea lui de sănătate. Însă Florin Salam este pregătit chiar să urce din nou pe scenă. De altfel, va susține în București peste 10 zile un concert alături de fiica sa. Deocamdată acestea au fost informațiile. Cristian, mă întorc la tine. Mulțumesc, Adina. A trecut și cel de-al doilea hop pentru elevii de clasa 12-a care au susținut bacul de toamnă. La proba a doua, candidații s-au prezentat cu ceva mai puține emoții. Unii au venit direct de la petreceri, alții de la muncă, tot după o noapte albă. Am dormit 2 ore și am venit la bac. Ce lucrezi? La țigări. Mamă, te iubesc dacă mă vezi. Acest tânăr a venit la BAC direct din tura de noapte. Ca să se dezmeticească, a dat muzica tare și încearcă să se îmbărbăteze. Ce melodie e? Bravo, tata, mare treptă. Bravo, tata, poate mi-au și o BAC. Aștept subiectul ăsta la mate de când m-am născut. Fiecare și-a invocat norocul cum a știut mai bine. Asta am primit-o de la mami, asta am luat-o la o mănăstire și asta e de la o prietenă. Și o să aibă efect? Băi, ieri la română au avut efect. Mi-a dat fix ce am... Mi-a picat fix pe subiect. Mie la română mi-a picat fața. M-am rugat la Dumnezeu, dacă iau bacul, mă las de fumat. Atât. Dumnezeu dă, dar nu bagă în sac, spune o vorbă din popor. Unii și-au dat seama când deja era prea târziu. Ce ai făcut anunța mea? Mă dau și capul de gulap aici? Cum a fost? Nu mai vreau, vreau cap. Acasă, pe cei mai mulți i-au așteptat emoționați părinții, cei care și-au împins de la spate odraselele să nu dea cu piciorul viitorului. Mai abitir decât vorba bună a funcționat sub o formă sau alta, banul oferit cu entuziasm în schimbul unei note de trecere. Părinții mei sunt mândri că am venit, că... Măcar la prezență, știi? Măcar la prezență, da, dacă bacul nu-l luăm, măcar cu prezența. Să știu că am fost, că am o experiență și... Dacă îl luăm cu notă mare, nu știu, v-au promis părinții ceva sau ce planuri aveți? Cum? Facem mama statuie. Da, mie unul mi-a promis că o să-mi ia mașină, așa că îl aștept să-l iau. Adică a zis și cu bac și fără bac tot poți să muncești. Da, cu bac e mai mulți bani, fără bac mai puțin bani, asta e concluzia. Că suntem cea mai tare de generație după mine, asta 2006-2007 suntem pe bune, cei mai tare suntem între generații. Adică și 90-ul, suntem super. Suntem deschiși la minte, avem în cap afaceri de la vârsta noastră 16-17 ani. Încrederea în propriile forțe îi recomandă, chiar dacă școala i-a cam băgat în corzi. Important, când ți se decide soarta, e optimismul. Aseară chiar din contra am fost la un majorat, dar vedeți, îmi fac și timp să vin și la bacaleora și chiar am învățat și o să iau notă mare și o să ne revedem cu bine. La revedere, vă pup! Dacă îi vom revedea și la anul, rămâne de văzut. Deocamdată, mâine vor reveni în bănci pentru proba scrisă la alegere. Părinții își filmează sau fotografiază tot mai des copiii și ajung să facă publice imaginile pe rețelele sociale. Sunt și situații grave când cei mici sunt încurajați de adulți să danseze lascivi sau să facă lucruri nepotrivite pentru vârsta lor.
Specialiștii avertizează că astfel de comportamente, dar și supraexpunerea celor mici pe internet, le dăunează acestora. Aceste imagini în care o fetiță este încurajată să danseze lasciv la o petrecere au fost postate de un adult pe o rețea socială. Se observă clar cum cei de pe margine nu intervin în vreun fel, ci chiar o încurajează, iar un bărbat o și filmează. Dacă persoana care a postat clipul nu sesizează nimic greșit, își dau seama cei care comentează. Foarte frumos, dar preocuparea ei ar trebui să fie alta. Trist. Astfel de remarci sunt puține însă. Abundă cele precum: stop, a dat clasă la multe, clasă tuturor dansatoarelor. Un alt clip care a șocat este cel în care un bărbat îi dă copilului, ce nu pare să aibă mai mult de 5 ani, să bea bere și să fumeze. Așa, tata, așa, bea. Așa, mâncă la arătată, de bărbat, adevărat. Așa, tata, deși. Într-un alt clip postat de un tată pe internet, acesta își îndeamnă copilul să pună pepenele într-o mașină de feliat pâine, într-un supermarket, cu toate că băiatul pare dezorientat. Aici. Iar rețelele sociale abundă în fotografii care îi arată pe copii în diferite ipostaze, mai mult sau mai puțin jenante. În ceea ce privește expunerea copiilor online, trebuie să funcționeze discernământul și responsabilitatea parentală, astfel încât să nu îi supraexpunem. Cealaltă situație, mai puțin frecventă, dar mai gravă, este aceea în care părintele, în mod premeditat, voluntar, planificat, își expune copilul pe internet pentru a-și crește vizibilitatea proprie, în ideea că devine vreun fel de influencer și atrage sponsorizările unor companii. Aici deja este o mare problemă. Mai mult, sunt des întâlnite postările în care copiii sunt surprinși în timp ce fac baie sau învață să-și facă nevoile. Toate aceste imagini pot dăuna copiilor. În momentul în care vorbim de o supraexpunere, adică în toate ariile vieții lui, când face băiță, când este la plajă, când este gol, când este în scute, când nu este decent, practic, devine nesănătos pentru copil. Cred că ar fi bine să ne gândim înainte de a posta copilul pe internet sau de a-i face propria lui pagină de Instagram, la siguranța lui în primul și în primul rând. Nu este deloc corespunzător pentru o copilă de 5-7 ani să danseze la lasciv pe, nu știu, o anumită melodie. În ceea ce privește legislația în domeniu, copilul are dreptul la viață privată. În cazurile în care prin astfel de imagini se aduce atingere asupra integrității fizice și morale, protecția copilului poate interveni și sesiza chiar organele penale. Vestitul Nămol de la lacul Sărat va fi ușor accesibil turiștilor. Stațiunea a ajuns în paragină după ani întregi de dispute între municipalitatea din Brăila și primăria Chiscan, va fi în sfârșit modernizată. Astăzi, puținii turiști care mai ajung acolo o fac doar pentru a se bucura de proprietățile apei sărate. În rest, totul a fost abandonat. Recunoscut pentru calitățile curative ale nămolului extras de pe fundul apei, lacul Sărat din județul Brăila poate fi denumit Marea Moartă a României. Stațiunea construită în jurul lacului se bucura odinioară de popularitate, însă acele vremuri au apus de mult. Acum zonele de promenadă s-au transformat într-o pădure sălbatică, iar hotelurile funcționale pot fi numărate pe degete, la fel și turiștii. Mizerii peste tot, buruieni peste tot, câini peste tot. Se plânge pentru cei ce a fost și lăsat în paragine. Unii și-au făcut interesele și cu asta v-am salutat. Fizioterapia super bună și mâncarea, dar stațiunea jale, jale cu jumare. Lacul Sărat atrăgea odinioară 10.000 de turiști din toate colțurile țării care veneau aici să se trateze de afecțiuni reumatice ori ale pielii. Lipsa investițiilor, dar și a condițiilor minime, i-a determinat pe mulți să-și schimbe rutele către alte destinații balneare din țară. Așa se face că în prezent, în plin sezon, plaja e populată de o mână de oameni cu multe nemulțumiri. Cei care mai vizitează astăzi stațiunea o fac doar datorită nămolului terapeutic și a apei sărate. Cele câteva șezlonguri din plastic și tot atâtea umbreluțe sunt singurele schimbări de care s-au bucurat turiștii în ultimii ani. În rest, totul este încremenit în timp. Multe ar trebui făcute. Malul ăsta al lacului arată deplorabil. Intri în lac numai pe troaie, numai bucăți de beton, numai îți rup picioarele. E periculos.
Uitați, sârmi acolo, dacă sunt țapă cineva, acum ai că le vede. Dacă în anul trecut, dacă am venit 20, de vreo 20 de ori, era apa mai mare. În bunătățări nu am mai făcut nimic de la Revoluție, de când știu eu, așa au rămas. E păcat că lacul ăsta am înțeles că e cel mai bun din țară. Merită să fie investit, merită. Pentru sănătatea noastră a românilor. Cei care au copii susțin că zona ar avea potențial să-i atragă și pe cei mici, dacă ar fi amenajată corespunzător. Până atunci, micuții se cam plictisesc. Copiii nu sunt foarte încântați, dar zero, da. Face semn din spate. Zero. Ce nu-i place? Nu-i place, vă dați seama, ca și copil ar fi vrut altceva. Stațiunea a făcut obiectul unei lungi dispute între municipalitatea din Brăila și primăria Chiscani. În lipsa unui proprietar clar, stațiunea a decăzut complet. Acum, în al 12-lea ceas, autoritățile din cele două localități au îngropat securea războiului și promit că vor readuce la viață stațiunea în maximum 3 ani și cu o investiție de peste 5 milioane de lei. Cu siguranță, începând cu anul viitor, se vor vedea îmbunătățiri și la zona de plajă și la zona de restaurante. Și ne dorim ca, în urma investițiilor pe care le vom face noi ca asociații și privatul, stațiunea să renască și să arate cu totul și cu totul altfel, pentru că toată lumea este nerăbdătoare. Lacul Sărat conține importante rezerve de nămol sapropelic și apă minerală hipertonică, extrem de benefice în tratarea multor afecțiuni și se întinde pe 172 de hectare. Pandemia a accelerat cererea de cursuri de specializare. Foarte mulți fie au rămas fără loc de muncă, fie au decis să lucreze pentru ei, așa că au fost nevoiți să se reorienteze. Foarte multe meserii au prins avânt în această perioadă pentru că cererea era mare pe piața muncii. Pentru un venit mai bun și un mediu de lucru plăcut, multe persoane sunt dispuse să-și schimbe domeniul de activitate. La 47 de ani, Andreea a lăsat totul în urmă și a optat pentru cosmetică. Am lucrat mulți ani ca economist. Contabilitatea mai mult. Vreau să mă angajez în domeniu, vreau să mă specializez în acest domeniu și să cunosc cât mai multe aparate care se folosesc în cabinetul de cosmetică. Și doamna din imagine a simțit nevoia să facă ceva în plus. Am un job de bază, sunt profesor pentru învățământul primar, cu o carieră de 31 de ani. După orele de la clasă, ea a urmat aceleași cursuri de cosmetică, iar acum, la 51 de ani, a reușit să-și deschidă și o afacere. Acum lucrez pentru mine, pentru că sunt fondatoarea unui salon de cosmetică. Și vă merge afacerea? Nesperat de repede, pentru că am deschis de doar o săptămână și 3 zile, și am deja clienți, fiecare dintre noi dorește un venit suplimentar, iar industria beauty încă are loc de bine și de mai bine. Tot mai multe meserii sunt căutate după pandemie, iar cursurile de reorientare profesională sunt în trend, mai ales că doritorii au și de unde alege, de la make-up, extensii gene, masaj, fotografie, cosmetică, frizerie, croitorie sau design interior. Mai mult de 1 milion de români și-au pierdut jobul în timpul pandemiei, alți 1 milion au venit din afara țării și aveau dificultăți în aș găsi un job, astfel că, da, cererea a crescut undeva cu 60%. Cursurile de reorientare profesională sunt accesibile oricui și durează între 1 lună și 6 luni. Pâinea preferată a fostului dictator Nicolae Ceaușescu a supraviețuit comunismului și s-a transformat într-un brand de succes. Pita de pecica rămâne proaspătă 10 zile și se coace în cuptoare vechi din perioada interbelică. Povestea delicioasei pâini o aflăm din materialul următor. Nici urmă de conservanți în pita de pecica. Aici totul se face ca pe vremuri. Natural și cu atenție deosebită pentru fiecare pâine. Automatizarea n-are ce căuta într-un astfel de loc. Într-o zi bună facem chiar și 1000 de pâini. Aveți o rețetă veche? Avem o rețetă veche care o păstrăm. De câți ani? De foarte mulți ani. 40-50? Așa, 40-50. Familia Țigu se ocupă de această brutărie de peste 40 de ani, o afacere preluată de la un vechi brutar din zonă. În anii 80, câte 2 transporturi de pită ajungeau cu avionul săptămânal la București, pe masa dictatorului Nicolae Ceaușescu. Această pită se făcea și pe timpul lui Ceaușescu. Povestea îi atrage ca un magnet pe clienți. În brutăria lui Valer și a Marianei Țigu, oamenii se aleg cu o experiență unică. Pita se degustă cu untură, ceapă, sare și boia. Ceaușescu, cum
cumpăra și pâine contură? Nu, dacă vă făcea la acolo, la București. Noi venim din Italia, ne-am cazat la o pensiune aici lângă și soțul mi-a spus, trebuie să mergem la Pecica, când a văzut Pecica, că să luăm pâine, pentru că de acolo mânca Ceaușescu pâine. Cine pășește în brutărie are senzația că se întoarce în timp. Oamenii atrageți de această, cumpără această pâine din cauza că e mai naturală, e cea mai naturală pâine din zonă, poate chiar din țara asta, pentru că am reușit să menținem cuptorul de făcut în cărămidă, făcută manual și are un gust aparte. Cuptorul făcut de Ioj Alexandru în anii 70, ceea ce se și vede pe dimensiunea lui, a fost din cărămidă, făcut din cărămidă arsă din pământul acestei comune. La sfârșitul anului 2011, pita de Pecica a fost înregistrată ca marcă protejată la nivel național și este în curs de a obține protecția brandului în toată Europa. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Cristian Sabah, vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună vă doresc și nu uitați, aveți grijă de dumneavoastră. În zilele următoare, România se împarte între furtuni și caniculă. Avem în vigoare coduri galbene atât de caniculă cât și de instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Astăzi, vremea a fost călduroasă și doar local cerul a fost variabil cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Vântul a suflat slab spre moderat, iar temperaturile au oscilat între 24 și 35 de grade. La noapte, cerul va fi senin, dar local nu scăpăm de înnorări accentuate și averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări de scurtă durată, iar temperaturile minime se vor încadra între 12 și 22 de grade. Mâine vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării și caniculară în sud-vest. Cerul va fi variabil și va prezenta înnorări temporare, averse și descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări de scurtă durată. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 37 de grade. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia vremea va fi frumoasă, iar cerul variabil, mai mult senin. În termometre se vor înregistra 32 de grade în Târgoviște, 31 de grade sunt anunțate în Slobozia. În Transilvania, temperaturile se mențin ridicate pentru această perioadă, iar atmosfera va fi însorită. Local, cerul va avea înnorări temporare și nu vor lipsi aversele de scurtă durată. În termometre se vor înregistra 29 de grade în Brașov, 33 de grade vom avea în Alba Iulia. În Moldova, atmosfera va fi în general ploioasă și închisă, iar temperaturile se mențin plăcute. Se vor înregistra 30 de grade în Galați, 27 de grade în Piatra Neamț. În vestul țării avem parte de soare și temperaturi caniculare. În termometre se vor înregistra 35 de grade în Oradea, 34 de grade vom avea și în Reșița. În Oltenia, vremea va fi însorită, iar temperaturile și disconfortul termic ridicat. În termometre vom avea 35 de grade în Craiova, la fel și în Slatina. În Dobrogea, vremea va fi schimbătoare, dar temperaturile se mențin plăcute. Vântul va sufla slab spre moderat, iar în termometre se vor înregistra 28 de grade în Constanța, 30 de grade în Tulcea. În capitală, vremea a fost frumoasă, cu temperaturi ridicate și cer variabil, vântul a suflat slab, iar temperatura maximă a urcat până la 35 de grade. La noapte, în București, avem cer senin cu șanse minime de ploaie. Vor fi 17 grade Celsius, iar vântul va sufla slab spre moderat. Mâine, în București, atmosfera va fi în general frumoasă. Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va urca în termometre până la 34 de grade. La munte, vremea va fi în general frumoasă, chiar dacă cerul va avea unele înnorări temporare, iar local pot să apară ploi de scurtă durată. Temperaturile sunt ridicate pentru această dată, astfel că vom avea 23 de grade în Semenic, 24 de grade sunt anunțate în Păltiniș. Pe litoralul Mării Negre, vremea va fi caldă. Temperaturile se mențin plăcute, dar cerul va prezenta înnorări trecătoare și averse. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări temporare. Vom avea 28 de grade în Costinești, iar apa mării va avea valori cuprinse între 24 și 25 de grade.